ce-ai dorit. Fericit ai cânta tuturor. Opriți timpul, clipa asta minunată. În suflet vreau să păstrez, să iubesc și să visez. Opriți timpul, v-am găsit, dragii noștri! Bună ziua, bine v-am regăsit! Vreau să mulțumesc colegilor mei, baletul Juno Dance. Poftiți la aplauze, vă rog! În coreografia colegului nostru Silviu Popa. Mulțumesc foarte mult, ne revedem mai târziu. Mulțumesc foarte mult! Deci bună ziua și bine v-am regăsit, dragii noștri spectatori și telespectatori, după o lungă vacanță! Astăzi avem un dublu prilej de sărbătoare. În primul și în primul rând am intrat în cel de-al patrulea sezon al emisiunii Opriți timpul, vă dați seama, al patrulea sezon! Am spus deja că avem un dublu prilej de sărbătoare și spun asta pentru că ediția de astăzi va fi ea însăși o sărbătoare. O sărbătoare a muzicii de calitate și a versurilor cu substanță. E nevoie să mai adaug că foarte rar mai auzim versuri care spun ceva, trecem. Și asta pentru că primul protagonist care va opri timpul alături de mine și de dumneavoastră în noul sezon este un foarte drag prieten al nostru și al dumneavoastră, cantautor, folchist, un maramureșan frumos și cu voce blândă care sensibilizează inimile românilor și ar fi trebuit să spun întâi ale româncelor. Supranumit omul cu chitara sau cavalerul de la Sighet, ne va răscoli astăzi cu muzica lui, colegul și prietenul meu, Ducu Berți! Și româna Corina. Vai, ce flori frumoase! Am aflat că îți plac trandafirii. Cui nu-i plac? Și da, vă rog, rog colegul, iartă-mă, Ducu, să arate că și hârtia are note, da, special, muzicale. Special. Da, nu știu unde muzicale. Ai găsit-o, e splendidă. Mulțumesc cu mare, foarte cu mare mult, Ducu. Drag, la mulți ani și pentru emisiune și pentru, la mulți ani pentru tot ceea ce faci și ai realizat în carieră și vei realiza în continuare. Mulțumesc ani, și ție la fel, încă de la început. Le iau imediat. Știu că tu ai venit însoțit de trupa cu care serbați deja... Un an. Un an oficial de funcționare. Bravo, bravo, cu care ai multe concerte. Da, foarte multe și lucrurile merg foarte, foarte bine. Încet, încet s-au legat, fiindcă nu se pot, știi foarte bine, să te simți în patru inși pe scenă, să poți să comunici doar din priviri și asta e destul de greu, dar lucrurile s-au închegat. O să avem prilejul pe parcursul emisiunii să vorbim despre asta, mi-ar face plăcere să invităm și pe ei. Cum și să plăcere. Ne-i prezinți tu, să nu fac eu nicio greșeală. Irina, să poftească! Irina Furdui, Ducu Berți și prietenii, bine ai venit, Irina! Tavi Iacob la clape. Bine ai venit. Constantin Neculae, chitară și voce. Îmi face mare, mare plăcere. Trebuie să mai spun, Corina, că întâmplarea face, fiecare provine dintr-o zonă geografică distinctă. Irina este dobrogeancă, Tavi Iacob este un oltean desăvârșit. Totdeauna e bine să ai un oltean în echipă, știi tu de ce? Și domnul Constantin Neculae e din Bacău, din Moldova. Eu, maramureșan, așa cum ai prezentat și tu. Eu, bucureșteancă, și așa mai departe. Iată, totul e bine când se termine cu bine. Eu am o propunere. Ce-ar fi să începem emisiunea cu muzică?
pentru că tu întotdeauna ai cântece frumoase și ai un cântec pe care eu îl iubesc în mod deosebit. O să-l cântăm cu toții. Eu vă invit deja la instrumente și nu cred că mai e nevoie să mai prezentăm piesa M-am îndrăgostit numai de ea. O să o cântăm cu toții. Doamnelor și domnilor, Ducu Berții și prietenii. Eu care vroiam într-una alt și alt decor, eu care spuneam prea lesneș și oricui mi-e dor, abia când a plecat plângând și n-a mai fost a mea, m-am îndrăgostit numai de ea. Eu care veneam acasă cu un surâs formal, monoton spunând același monolog banal, a plecat, mi-am zis un divert, dar n-a fost așa, o iubeam numai pe ea. Simt că fără ea nu pot respira, casa e pustie fără ea. Ce-aș putea eu să mai cred acum? Aș da orice s-o mai întorc din drum. Am zărit-o pe o stradă pentru o clipă doar, să-i vorbesc și să mă apropim, era în zadar. Ea care mă aștepta plângând când eu uitam să vin, mă privea acum ca pe un străin. Simt că fără ea nu pot respira, casa e pustie fără ea. Ce-aș putea eu să mai cred acum? Aș da orice s-o mai întorc din drum. A trecut atâta vreme de când a plecat, dar abia acum mi-e dragă cu adevărat. Abia acum când locuiește doar la mine în gând, o iubesc mai mult decât oricând. Simt că fără ea nu pot respira, casa e pustie fără ea. Ce-aș putea eu să mai cred acum? Aș da orice s-o mai întorc din drum. Simt că fără ea nu pot respira, casa e pustie fără ea. Ce-aș putea eu să mai cred acum? Aș da orice s-o mai întorc din. Eu care vroiam într-una alt și alt decor, eu care spuneam prea lesne și oricui mi-e dor, abia când a plecat plângând și n-a mai fost a mea, abia atunci, Corina, m-am îndrăgostit numai de ea. Abia când a plecat plângând și n-a mai fost a mea, m-am îndrăgostit numai de ea. Da, da, m-am îndrăgostit numai de ea. M-am îndrăgostit numai de ea. Ducu Berții! Mulțumim foarte mult! Vreau să precizez pentru toți telespectatorii că în această ediție a emisiunii Opriți Timpul, invitații noștri, Ducu și prietenii, vor cânta live toată emisiunea. Lucru pe care trebuie să-l aplaudăm cu siguranță. Vreau să te invit, Ducu, alături de mine pe fotoliu. Mulțumesc colegilor.
Stimați prieteni, profit de ocazie că am un moment liber pentru a vă prezenta premiul oferit dumneavoastră prin intermediul nostru de către sponsorul nostru de la Reghin, Mobila Dalin, o masă splendidă cu modele folclorice însoțite de două taburete în formă de inimioară. Fiți atenți la emisiunea noastră și unul dintre dumneavoastră le va câștiga. Până atunci, mulțumesc foarte de mult! Eu mă bucur să mă revăd cu Ducu. Culmea este că fiecare dintre noi e atât de ocupat că ne revedem doar aici. E bine și așa. Bine că ne revedem sănătoși. Cel mai important este să ne reîntâlnim din când în când, să ne depănăm amintirile exact. De pe unde am mai fost, ce fac românii noștri din țară, din străinătate, de pe unde sunt ei și, până la urmă, să ne întrebăm ce mai facem noi, cum mai stăm noi cu sănătatea și cu puterea de a fi prezenți. Chiar cu asta vroiam să încep. Știu că tu ne-ai adus și o serie de fotografii, de-abia aștept să le vedem, să le depănăm. Dar de la început vreau să te întreb ce mai faci. Știu că ai un festival, Floare de Colț, da, la câta ediție ai ajuns? Va fi a patra ediție, în luna august, la wow. Sighetul Marmației. Dacă ai timp și îți face plăcere, tu ai mai fost la Sighet și știu că te simți foarte bine acolo. Întotdeauna, în nordul țării, în nordul extrem mă simt cel mai bine. Te așteptăm cu mare drag și pe tine la festival. Mulțumesc. Vom face a patra ediție în 20-21 august. Numai folk. Numai folk, ce numai bine. Folk, da. Există tineri care vin la genul ăsta de muzică? Sigur, sigur că da. Sigur. Da. De tot așa, compoziții proprii, versuri de poeți da. Consacrați? Mulți, la începutul carierei, nu vin cu compoziții proprii. E sigur vin că e mai ușor da. Ca să cânte o piesă cunoscută, un cover, ceva. Dar noi îndrumăm întotdeauna să cânte și compoziții proprii, să vină cu ele, să aibă curaj, fiindcă încet, încet, încercând, reușești. Ducu, aș vrea să ne spui despre tine când erai mititel. Avem fotografii, îți mulțumim că ni le-ai pus la dispoziție. Cu mare greu, Corina, le-am pus la dispoziție. De Raluca ce? Tot a insistat. Prima dată am dat câteva fotografii așa de pe la 20 ceva de ani. Raluca spunea, nu, mai mic, când era mai mic. Da, spus, da. Ca să râdeți de mine. Nu, și ea mi-a spus, face, nu, să râdem cu tine împreună. Da. Dar ce deci, poate fi deci mai... pe plapumă nu avem niciuna. Așa. Nici pe Blăniță. Nici pe Blăniță. Dar aici, probabil aici, ești cu tata? Nu, cu bunicul meu în grădină. Aveam aproape 4 ani și îmi dădea miere de albine să mănânc. Noi aveam și o stupină în grădină. Ce bine. Aici sunt prietenii mei, eu eram cel mai mare. În vremea aceea eram trei prieteni de la casele diferite, din vecini. Aici la vioară, făceam vioară, am făcut vioară. Câți ani ai făcut vioară? Am făcut de la 6 ani până la 14 ani. Eu de la 6 la 16, da. 2 ani în plus ca tine. Aici eram în armată, am făcut-o la Cluj, la Someșeni, în ciclu 2, eram cu un prieten, un colonel care mi-a fost și prieten și mi-a rămas prieten după aceea, mulți ani. Cu întreaga familie, cu părinții mei, cu sora mea. Și cu bunicii mei. Îi mai ai pe mama mai trăiește. Mama și sora. Îi spunem să rămână, doamnă, să trăiți, să fiți sănătoși, vă trăiască băiatul, să vă bucurați de el. La mulți ani, mamă, că tocmai a trecut și luna martie, 8 martie n-am ajuns la Sighet, dar măcar prin intermediul emisiunii tale pot să-i spun la mulți ani. În grupul Song, am fost și în grupul Song 3 ani de zile cu Ioan Lucian Mihale aici. Dumnezeu să-l odihnească. Dumnezeu să-l odihnească. Da. Repetam partitură, partea noastră de bariton bas. Da. La Casa de Cultură a Studenților. Din câte știu, prima ta dragoste a fost rock-ul, nu folk-ul. Da. Eu am trecut de la vioară la... La song, pe urmă la rock? Nu. Am început cu rock-ul încă în liceu. Încă am școala înțeles. Generală. Da. Asta a fost o deziluzie pentru ai mei, care sperau că te faci preot. Un intelectual, pe de o parte, care cântă la vioară și bunicul meu care m-a sfătuit să mă fac preot. Nu l-am ascultat, mi-ar fi fost mult mai bine. Da. Garantat. Sau nu, acum depinde. Glumesc. Sigur. Depinde. Sigur. Că spunea că am voce bună și mai bine m-aș face preot. Nici preot, nici cu vioara mai continuat, am trecut direct la rock. Rock-ul era chemarea străbună. Era chemarea generației noastre, generației, să spunem da. Tuturor, toți iubeam rock-ul. Și era rock-ul românesc era care era foarte bun. Foarte, foarte bun și rock-ul foarte românesc bun. Și cel care ne venea pe diferite canale radio,
era un rock de bună, de mare calitate. Mai ales voi acolo la la Sighet auzeați și vestul Europei mai tare decât noi la București. Păi era mai aproape și prindeam toate emisiunile, da, da, da. Și de aceea rock-ul a fost în principal. După aceea am luat-o mai pe soft, am trecut la folk, fiindcă am descoperit poezia. Am descoperit poezia. Erau mulți poeți tineri care apăruseră și care îmi făceau plăcere să îi citesc. Era vorba de Adrian Păunescu, de Ioan Alexandru, de George Țărnea, Nichita Stănescu, care venise cu o poezie bulversantă, Marin Sorescu, care a venit să ne spună că nu există Eminescu și după aceea continua, dacă toate acestea ar purtat nume, se numeau Eminescu. Deci era o alt fel de poezie și am iubit. Erau și alte vremuri. Erau vremuri în care, într-adevăr, literatura, cultura, muzica, cel puțin pentru generația noastră, era un crez. Un crez frumos și, din fericire, era încurajat de către cei care aveau datoria să-l încurajeze. Nu o să intrăm în mai multe discuții, mai ales că tu ne-ai propus foarte mulți invitați de seamă, de marcă. Și aș vrea să invităm prima pereche de prieteni ai tăi, Cornelia și Lupul Rednic, ce-ar fi pentru tine? Concetățeni, că concetățeni. Sunt din Sighet, din zona Sighetului, tot Sighet suntem. Da? E tot Maramu. Tot Maramureș, Maramureș istoric, ca Maramureș să istoric. Punctăm. Atunci eu mă duc să-i întâmpin cu aceeași bucurie cu care îi revăd întotdeauna, pe Cornelia și Lupul Rednic. Ce face un lup? Te pup! Am venit aici să îl încântăm și să-i spunem tot ce e mai frumos de la Sighet, că am înțeles că nu a ajuns. Servus, dragule! Servus! Și eu! Și noi, și Ducul Berti, suntem cetățeni de onoare a municipiului Sighetul Marmației și trebuie să fim mândri că suntem maramureșeni. Așa! L-am auzit înainte de a intra. Eu am vrut să se facă popă. Și eu când am fost mic, tot popă am vrut să mă fac și până la urmă am ajuns... Un mare drăcușor. Nu, într-o strigătură. Într-o strigătură am. De la lucru nu mă trag și la joc îți spui de drag. Așa, sunt bun creștin. Te las pe tine. Eu vreau să spun că Ducu spunea mai înainte, vorbea de familia lui de la Sighet. Vreau să spun că doamna Maria Coman, respectiv doamna doctor, sora lui Ducu, este doctorul nostru de familie la Sighetul Marmației și un medic foarte bun și un om de mare calitate. O salutăm pe această cale. Cu tot dragul, salutăm și noi. O salutăm cu multă dragoste. Ai aici ceva? Da. Ce e asta? Aici este cea mai nouă realizare a noastră. Este cel mai recent album al nostru, chiar luna asta l-am lansat pe piață, așa. Da, și la voi îl arătăm în premieră. E cald. E cald, nu te arde? Wow, frige! Wow! Ah, să și deschidem puțin. Este un album la care lucrăm de vreo 8 ani de zile. Foarte fain. Noi nu scoatem albume așa pe bandă rulantă, noi scoatem album foarte rar, dar atunci când îl scoatem vrem să fie ceva de înaltă calitate. Și mulțumim. Treabă de maramureșeni. Îi zice încetuc, da bine. Încet, da bine. Titlul albumului: dragă mie cărarea întorsă și mândra care-i frumoasă. Conține 13 melodii, 13 cântece. Cântece populare. Chiar minuna, populare. De-abia înseamnă că astăzi o să ne cântați de aici ceva, da, care da, frige. Da, două melodii în premieră la voi. Iar cântecele le-am cules de la un prieten din Poenile Izei, Grigorea lui Bârle, pe care îi mulțumim. Niște melodii extraordinare. Și el e un om extraordinar. Să știi cântecele vechi, cântate de ceterași, în urmă cu 40 de ani, un lucru extraordinar. Extraordinar. El ni le fluiera și noi le preluăm de la el și, pe urmă, le prelucrăm în manieră ca să poată cânta. Iar și mai vreau... Soacră mea, îi mulțumim pentru cuvințele frumoase pe care le-am șternut pe, în acest CD. Textele sunt făcute de mama mea. Soacra și vărul Sândel. Gata? Da, ne-am lăudat suficient, cred. Este splendid. Am sedit la voi de grabă, mi-o chemat oameni de treabă. O
iubeam atât de mult când o vedeam cântând. Era... Acum am spui? Adică ce să înțelegem? E ceva mai mult decât îmi imaginam eu? Domnul Lupu, a venit pădurarul. Mă tot uit ca stele nus, în pahar nimic n-o pus. Pe la noi o vorbă sfântă, proasca pe uscanu cântă. Te pomenești că până la, în august la festivalul de folk o să vrea să cânte și el pe scenă. Și o să spună, știi bine că am cântat și la Corina în emisiune, nu? Deci în gășie tot mai mult mă întunec și pierd de umanism și milă. Eu vă invit în mijlocul platoului și asta vă ascult. Asta ne place cel mai mult. Cornelia și Lupu Rednic.
Delia și Lupurenic, poftiți, vă rog. Poftiți alături de noi, unde doriți. Unde doriți. Mulțumesc, Corina. Mulțumesc foarte mult, Iuno Dance. Mulțumesc frumos. Mulțumim, mulțumim. Mă bucur să vă revăd. Nu v-am revăzut de la filmările de Revelion. Vreau să spun pe plan profesional. Bine, da. Nu-i chiar așa de mult de atunci. Mă bucur să vă revăd frumoși, bine, sănătoși. Și pe voi vreau să vă întreb ce mai faceți, cu ce vă lăudați, în afară de faptul că ne-ați adus un CD nou care frige. Între timp m-am obișnuit cu fierbințeala lui, pot să-l țin în mână. Mulțumim frumos. Ce mai faceți? Am avut multă muncă să scoatem pe piață albumul. Noi avem casa noastră de producție. El a scos noi la casa noastră de producție. Ne pregătim acum când o să mai inverzească afară, să fie fain, să facem un DVD. Dar vrem să facem pentru ceva... că noi niciodată nu am făcut DVD. Avem încă 3 albume scoase, dar niciodată n-am avut timp să facem și un DVD. Și foarte mulți ne cer. Da, și anul ăsta am vorbit deja cu o echipă de filmare. Eu vrem doar să înverzească frumos, să fie codru frumos și să facem niște filmări frumoase. Și la facem, facem un sighetul Marmației la Muzeul Satului Maramureșan, unde e unul dintre cele mai frumoase muzee din lume, așa-l consider. O să fie, zicem, frumos. Sper să ajungă... Iartă-mă că eu nu știu unde este acest muzeu. La, în sighetul Marmației, chiar în oraș, da. Chiar undeva la ieșire. Undeva orașului, dar pe un deal. Pe un deal frumos. Și... e o lucrare excepțională. Sunt s-au case din secolul XIV. Ceva foarte frumos. A fost o echipă extraordinară de care a lucrat acolo. Au reconstituit. Mulți turiști care vin întreabă, zice, oamenii unde sunt? Parcă e un sat, parcă locuit, parcă au plecat pentru un moment. Și să știți că ideea cu DVD-ul este excepțională. E fiindcă, utilă, da. La nivelul, la muzica pe care voi o faceți și o cântați, e nevoie și de imagine. Și imaginea trebuie să fie de acolo și primăvara când înflorește exact totul Maramureș, da. Este extraordinar. Și am vrut și vrem ca acest DVD să apară și cei mai frumos în Maramureș. Ne legăm de tot Maramureș și foarte, foarte frumos. Nu că suntem noi de acolo. Legat de toate tradițiile noastre. Legat de faptul că la noi încă se păstrează tradițiile foarte ce frumos, bine. Se păstrează, avem meșterii populari care lucrează în lemn, avem încă car cu boi, mai găsim care cu boi. Da. Toate lucrurile astea noi vrem să le adunăm pe acest DVD, să arătăm partea asta frumoasă și curată. Iar referitor la ce zice Cornela, cu boi sunt destui, Cornela, îi găsim. Îmi aduc Corina, era domnul de să spun că mă aduc aminte, că unul într-o dimineață pe la broșa să dimineața. Nu poate. Bate nu în geam. Ce, mă, domnule, bună, n-ai văzut trecând pe niște boi pe aici? Da, stați cum era și sunt rost, dar de ce v-ați pierdut de ei? Iar Ducu zicea de instrumente. Hai să vă spun, nu știu dacă știi Ducu, că de mult la noi Maramure să cânta numai cu cetere, zongură și dobă, adică vioară, chitară și tobă. Și s-o întâlnit zongurașul cu dobașul. Ce dobașul, văd ce vezi, zice că trebuie să mergem la o nuntă. Și ce vii tu cu zongura, vine eu cu doba și mai luăm două dobe. Bă, zice, trebuie și unul cu cetera, mă, zice că... Bă, du-te, mă, zice. Măi, zice, nu vii tu cu zongura și eu cu doba și încă două. Mă, trei dobe, zice, trebuie și unul cu cetera. No, bine, cum vrei tu. O luat unul cu cetera, zongura și două dobe. De alea de Maramureș. Nu fost de dimineață, gălăgie mare, gălăgie mare, așa. Și Mirele merge dimineața la Mire și la Mireasă. Cum a fost nunta, băiatul ăla care ar vuni nunta? Tot a fost bine, zice, dar cetera nu s-a prea auzit ăsta de la dobă. Ce ți-am spus să mai fi luat o dobă? unde să se audă vioara dintre două dobe? Bun. Mă bucur din suflet și eu aș avea să-ți dau replică cu niște bancuri, dar uite, din fericire, Ducu ne-a propus o distribuție de prieteni de cea mai minunată calitate și surprize ne-a făcut foarte multe și frumoase și îmi face mare plăcere să vă spun că următorul invitat a legat o frumoasă prietenie cu Ducu Berții încă de când au început colaborarea la festivalul de folk de la Sighet, Floare de Colț, la care Ducu Berții este realizator. Îmi face plăcere să-l revăd și să-l primesc pe amfitrionul acestui festival, actorul Adrian Păduraru. Bine ai venit, Adrian, îmi face plăcere să te văd.
Eu cu Adrianu m-am văzut de când m-a prezentat la festivalul Crizantema de Aur de la Târgoviște. Sunt câțiva anișori de atunci. Sunt câțiva ani, la dumneavoastră nu se cunosc. Nici la dumneavoastră, domnul Adrian. Te rog să poftești. Te rog să iei loc. Bine ai venit, Adrian, mă bucur să te revăd. Vă mulțumesc foarte mult. Trebuie să spun să nu că... cumva să îmi vorbești cu dumneavoastră. Nu, să vă mulțumesc tuturor. Da. Adică ce să înțelegem? E ceva mai mult decât îmi imaginam eu? La ce? Domnul... Vreau să vă cunoaște nu știu de când, așa? La ce? Domnul Lupu, a venit pădurarul. Auzi, era... Bravo! Auzi! Gata, auzi, îmi cer scuze, știi de ce? Că mă aduc aminte când soția zice către el: măi, între tine și fata aia a fost ceva. Nici măcar cearceafu. Eu zic să-l oprim pe Lupu, că cine știe unde ajungem. Îmi dai voie să vorbesc cu domnul Adrian Pădurarul sau nu? Hai, 30 de secunde, repede, că vine cu bancul Lupu și nu mai apucăm. Nu, că dacă încep eu cu ale mele... Da. Eu vreau să vă spun, nu e o formulă de complezență. Nu te grăbi. Păi eu nu, încet. Ca să nu intre peste noi. Nu mai intre. sunt foarte emoționat, pentru că aici sunt oameni pe care îi admir... Dacă nu de multă vreme, că nu este foarte elegant să spun lucrul ăsta, dar îi admir profund și sunt unii dintre ei, asta am mai spus, datorită Corinei Chiriac și datorită Corinei Chiriac m-am gândit să urc pe scenă. O iubeam atât de mult când o vedeam cântând. Era... Acum am spui! Ce v-am zis eu că e ceva? Am mai spus asta. Pe Ducul am invidiat de ani și ani de zile. Mă gândeam așa, când o să fiu eu mai mare, să fiu așa ca Ducul, cu chitara în mână. Nu m-a ajutat Dumnezeu să am asemenea ureche muzicală, dar parte din spectacolele muzicale pe care le-am făcut și le fac se datorează și lui Ducul, pe care îl admir de mulți ani și din ce în ce mai mult. Îți mulțumesc frumos, Adriane. Îți mulțumesc mult că ai răspuns invitației noastre și a doamnei Corina să vii în emisiunea Opriți Timpul. Eu trebuie să spun acum ceva, nici voi nu știți, nici Corina. Soția lui Daniela e născută la Sighet. Deci moroșancă. Da. Sighetiancă. Și tu de unde ești? Da, eu sunt născut la Bârlad, deci ardelean din Moldova. Dar îmi place că ești maramureșană. Ce înseamnă? Un om deosebit. Nu încerca să vorbească peste mine, nu încerca să vorbească mai repede. Dar nici tu nu încerci să vorbești. Nici eu. Corina, uite, mința gura mea documentului. Trebuia să-i dați microfonul cu roșu. Nu, niciodată nu pot să-l dau, ăsta e al meu de 7 ani. 8. Apropo de Sighet, cred că unul dintre cele mai frumoase cântece, raportarea omului la natura de lângă el, e de la voi, Trecuia seară prin Codru. Ce minune și-am atins. Nu-i mai da apă la moară, mai bine clopul. Vorbește cu păi Ducu. Nu, că am zis, te rog. Nu, am zis că, uite, vezi că am reușit să-l potolesc, s-a emoționat acum. Spune-mi un lucru. E foarte cine frumos. A avut ideea să fii moderatorul festivalului Floare Ducu, de Corți? Ducu. Ducu. Da. Tu, personal. Da. Și ți-a făcut plăcere să intri în lumea folcului? Nu doar că mi-a făcut plăcere. Voiam lucrul ăsta... Speram să se întâmple odată și e foarte mare bucurie să fii pe scenă alături de oameni pe care îi admiri, pe care îi iubești, exact. Pe care în sens normal îi invidiezi, îți place succesul lor. Eu sunt un om care mă emoționez foarte ușor la succes. Succesul este în artă, în sport. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că avem niște profesii minunate. Așa prin este. Care reușim să le facem bine oamenilor, să-i bucurăm și bucuria lor ne bucură și pe noi și ne ajută să trăim mai bine cu lumină. De stare bună. Așa este. Așa ce e. Mai faci tu ca actor? Cu ce te lauzi? Să încep cu... Sunt mai multe spectacole de teatru, dar să încep cu ceea ce acum îmi este cel mai drag, pentru că e cel mai recent proiect, deși lucrez la el de câțiva ani buni, cu maestru Dan Ardelean și cu niște colegi actori. Facem un spectacol care se numește Declarație de Drag,
care este un spectacol, noi am spus orc show, o combinație între workshop și show și spectacol. Bună idee! Da, lucrăm cu publicul, poezie recitată, ritmat, cântată, așa cum cântă un actor, nu cu pretenții de bel canto. E un spectacol care le aduce oamenilor ideea că zâmbetul, fericirea, iubirea sunt la îndemâna noastră. Eu cred foarte tare că de noi depind aspirațiile noastre. Putem aspira la orice. Realizările depind de conjunctură, depind de ce vrea Dumnezeu, dar ceea ce ne dorim, aia depinde doar de noi. Unde are loc spectacolul? Unde se ține? L-am făcut la Teatrul Național în București, l-am jucat în câteva teatre din țară. O să vedem din toamnă, o să fie mai constant programat și o să vedem unde și anunțăm din vreme. Oricum, vă invit și când spun vă invit, asta nu înseamnă veniți, vă invit și spuneți, am fost la emisiune și o să găsim niște locuri speciale pentru dumneavoastră. Mulțumesc frumos! Din fericire ne-ai pregătit și tu un moment muzical de data aceasta, nu că ar fi o noutate? Da, muzical în măsura în care actorii se pot exprima și ritmic. Și de altfel, spectacolul pe care îl facem este unul care încearcă să recupereze poezia așa cum ea era originar, adică o poezie cântată, poezia rostită, recitată, a apărut foarte, foarte de curând. Ea era cântată încă din antichitate, după ce au fost trubadurii, truverii și da, ei spuneau o poveste, spun o poveste cu ajutorul muzicii. Și te va ajuta Tavi Iacob la clape. Tavi Iacob la clape. Tavi Iacob, noi... căruia îi mulțumesc că facem în premieră o colaborare. Live, desigur. Da, live, da. Desigur. Pe versuri de Ana Blandiana și George Țărnea. George Țărnea pe care l-am redescoperit datorită festivalului de la Sighet și datorită lui Ducu. Exact. Corina, până să meargă Adrian acolo, mă gândesc acum cu îngrijorare că te pomenești că până în august la festivalul de folk o să vrea să cânte și el pe scenă. Și o să spună, știi bine că am cântat și la Corina în emisiune, nu? Păi, da, cred că nu e prima dată la Corina în emisiune. Cred exact, că mai fost, da? Ai mai da, fost. Așa că, da. Succes. Bun, problema e să nu vă apucați voi de recitat. Adrian, de-abia aștept să văd cine ai pregătit. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, Adrian Păduraru și Tavi Iacob. Tavi Iacob. Prea ușor pierd vremea și prea greu strâng bani ca să știu ce înseamnă prețul unor ani. Dar cu toate acestea le ofer mereu altor ani de-a valma loc în trupul meu. Numai să nu-mi ceară de grăbiți ce sunt vreo scadență în schimbul nimbului de sfânt, că nu am... nici anii să mă pot schimba, nici să-i spun iubirii dintr-o dată, ba. Prea lumesc de tânăr și prea întoi petrec să-mi îmbrască firea anii care trec. Renunț la milă, greu ca la un viciu, cu milă sunt drogat de copil, alb înstelat de ridicol, plâng lângă învins, lângă fricos, lângă umil. Îi plâng pe proști și proștii mă înving surzători sub stea lor sterilă. De cingășie tot mai mult mă întunec și pierd de umanism și milă. Înduioșate mâini, întind să mângâi, fiar regonind spre mine hămesite. Și-mi pare rău că n-o să mai sărut și botul care mă ucide. Nici n-am trăit, spre a nu jigni pe nimeni, mi-au prins în țărnă rădăcini în genunchii. Și-mi trece viața încercând să-mi cresc la capetele aripilor. La capetele aripilor.
unghii. Mulțumim frumos! Mulțumesc foarte mult! Bravo, bravo Adrian Păduraru, minunat! Tu floare de colț, minune sub bolț, fragedă stea, iubita mea. Vă iubesc, vă iubesc, eu mă simt ca acasă. Cel mai mult de aici de noi ne place de Vara Vrăjeni. Ai da mândră la băută, că așa-i mândru la nuntă. Ducu are să ne cânte acum la rugămintea mea și a noastră a tuturor melodia Floare de Colț, care dă numele festivalului pe care tu îl prezinți. Așa încât te rog să mai stai un cântec, da? E clar că o să cânte în august la festival. Deja a făcut aranjamentul și cu Tavia, cu clapa. Exact, vezi? Cum o să încet, intru, încet. Cum mă întorc eu cu spatele la scenă, o să apuce de cântat. Vă spun eu la sighet, garantat. Exact. Eu zic să întorci și acum puțin capul, pentru că vreau să chem formația. Așa. E regulă. Vă rog să poftiți, colegii din formație. Domnilor și domnilor, Ducu Berzi and Friends. Tu floare de colț, minune sub polț, fragedă stea, iubita mea. Vis de argint și de petale, cuibul tău e sus pe creste, raza ta coboară în cale, mai frumos ca într-o poveste, raza ta coboară-n cale, mai frumos ca-ntr-o poveste. Tu floare de colț, minune sub bolț, fragedă stea, iubita mea. Tu floare de colț, minune sub bolț, fragedă stea, iubita mea. Floare ninsă în vârf de stâncă, mai presus de nori și stele, cine oare să te ajungă? Numai dorurile mele. Cine oare să te ajungă? Numai dorurile mele. Tu floare de colț, minune sub bolț, fragedă stea, iubita mea. Tu floare de colț, minune sub bolț, fragedă stea, iubita mea. Floare de lumină vie, zâmbet cald de dimineață, te aștept de-o veșnicie, te-ntâlnesc odată-n viață, te aștept de-o veșnicie, te-ntâlnesc odată în viață. Tu floare de colț, minune sub bolț, fragedă stea, iubita mea. Tu floare de colț, minune sub bolț, fragedă stea, iubita mea.
de sub bolți fragedă stea, iubita mea, tu floare de colț, minune sub bolți fragedă stea, iubiții mei. Foarte frumos cântec, Ducu. Toată lumea îl știe. E o încântare să-l reasculți, mai ales când îl auzi cântat pe viu. Mulțumesc foarte mult prietenilor. Ducu, te așteptăm aici. Am să-mi iau, din păcate, la revedere de la Adrian Păduraru. Îți doresc mult succes și te așteptăm la emisiune. Mulțumesc foarte mult. La revedere. Am să-l invit pe Ducu să poftească alături de mine. Le mulțumesc colegilor. Pentru că vreau să întâmpinăm acum pe una din invitatele tale, aș putea spune tot o moroșancă, frumoasă, talentată, cu o carieră internațională de invidiat. Este vorba de Paula Selling. Bine ai venit! Bine ai venit, Paula! Bine te-am regăsit, cu drag! Ce onoare, ce bucurie să fiu aici cu voi! Să fii aici cu noi, și în calitate de... Și să-i pup și pe dragii mei, dragii de voi! Vă iubesc, eu mă simt ca acasă! Exact! Cum merge facultatea? Tu ești o studentă sârguincioasă! Doamne, ajută foarte bine! Sunt deja anul 3, mai am un an și gata, și pot să-mi reiau și viața și pot... Da, dar cine va fi absolventă de conservator, clasă, compoziție, armonie, contrapunct? Da, ești colegă cu Cristi Faur, vă doresc la amă! În doi examene și răbdare. Fructuoase. Da? Și răbdare, da, pentru că e foarte multă materie multă, și da. Trebuie să o asimilăm cum trebuie și e greu să împăcăm și capra și varza, și cariera și școala, dar trebuie. E musai, cum se zice la noi. Da. Eu folosesc prilejul să te felicit pentru faptul că, deși ai o carieră, așa cum spunea și Corina, extrem de îndelungată și mulțumesc. Ești cunoscută și arhicunoscută și în țară și peste hotare, te-ai apucat să faci și conservatorul. Deci vrei să fie treaba ca lumea până la capăt, cum se spune pe la noi pe Maramureș. Felicitări! Cât e bine să fie! Cât e bine să fie! Și să nu uităm faptul că Paula Selling este și maestru de sunet în propriul ei studio de înregistrări, deci este un exemplu demn de urmat pentru generațiile mai tinere. Mulțumesc, felicitări! Nu mă mai lăudați atâta! Trebuie! Paula, vreau să știu cu ce ne-ai să ne bucuri astăzi. Cu o piesă destul de veche, deși pare că are un sound mai nou și mai fresh. Piesa a fost lansată în anul 2008, dacă nu mă înșel, pe albumul Culeg Vise, primul album de cantautor, ca să zic așa. Așa, foarte bine. Stați puțin că glumesc, nu vă supărați pe mine, Malin, dar așa puțin. Să glumim, este una dintre primele piese pe care le-am scris, muzică, versuri și orchestrație, că tot spuneai de partea de studio, de inginerie de sunet. Nu sunt eu un inginer de sunet, pentru că pentru asta trebuie multe școli, dar măcar așa încerc și eu să mă pun la punct cu ceea ce e important și cu ceea ce trebuie să folosesc, în așa fel că să pot să-mi scriu și să-mi înregistrez propriile cântece. Dacă nu eu, atunci cine? Cine? Atunci eu îți doresc mult succes în diversele tale preocupări, te admir, te felicit și te invit în mijlocul platoului. Sper să vă placă. Nu mă îndoiesc. Ducu, noi ne retragem și o rugăm pe Paula Selling să ne cânte. Thank you.
Mulțumim frumos, Paula Selling, o voce impresionantă, dovedită în atâtea și atâtea ocazii. Mulțumim frumos, Paula Selling, îi urez mult succes în continuare. Extraordinar, într-adevăr. Superbă. Și compoziția și interpretarea, Paula, ca totdeauna, la înălțime. Întotdeauna, da. Și ca om, Paula, și ca persoană, exact. E moroșancă de-a voastră. A, ce ne mai lăudăm noi, moroșancă? Da, 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 hai, hai, să ne lăudăm, să vedem. Cel mai mult de aici de noi ne place de Vara Vrăjeni. Adevărul e că voi cu acest nou CD, mai arăt odată la cadru, ar trebui să vă lăudați, pentru că fiecare dintre noi colegii știm ce greu se realizează în ziua de astăzi un album, așa încât meritați. Apropo, o să apară pe piață, iar doritorii, cei care distribuie, să încercați să intrați pe pagina mea de internet sau pe Facebook, Lupu Rednic, Corelia Rednic sau Corelia și Lupu Rednic. Și am luat legătură cu foarte mulți distribuitori și cred că o să ajungă la sufletul publicului. Sper să le placă. Cu siguranță. Apropo, dacă tot e vorba de succesul acestui CD intitulat Dragă-mi, cărarea întoarsă, da, ce-ar fi să ne mai cântați ceva?
dacă albumul se numește Dragă-mi Nicărarea Întoarsă, noi o să cântăm Haida Mândră la Băută. Aha. Bună treabă. Că tot era Cărarea Întoarsă. Ia să vă auzim. Cornelia și Lupu Rednic. Mulțumesc foarte mult, Cornelia, mulțumesc, Lupu. Fără mișto. E vorba de inimă, nu ne batem joc. Nu ne batem joc, nu. Mai ales că... Săraca inima mea, adică săraca inima mea, fosta la doftor, cu adică până la doftor. Până aici e clar. Păi la inimă este un leac. La inimă este un leac. Ce tera și omul drag, măi, ce tera. Ai, hai, rimă, hai, la muncerele mă dai.
Mai există așa, hai cu mândra în brață, de-amu până dimineață, și hai cu mândra în plin, să nu m-am pole și deschins. Ai intrat lucru în acțiune. Unde oare, unde am greșit, când tăcere, dacă te-am iubit? Vagabond. Nu te uita la mine. Nu, nu mai am zis. Cine te îndrăgește, nu se mai oprește. Și mâini și mă duci. Uite, noi doi ne-am ridicat pentru că eu am arde curiozitate să aflu ce anume ați comis voi doi împreună. Scrie în scenariu, eu nu știu nimic, sunt mic, nu știu nimic. Nici noi nu știm. Eu vreau să spun, Corina, și celor care urmăresc, că ascultându-i pe Cornelia și pe Lupu Rednic, mi s-a făcut un dor de maramure și un dor de casă de nu se poate. Nu te putem lăsa să pleci din emisie. Poate după aia, dacă vrei, te urci în mașină și faci vreo 10 ore până acasă. 10 ore, da? Sunt da, pietrele. Frumoase. Cum spui tu cu pietrele? Da. Că ai tu o vorbă. Ți-dor și de pietrele de pe drum. Așa te cred, te cred, te cred. Cu siguranță o să ai nevoie de orchestră sau de colegii mei, colegii tăi. Sigur. Îi invităm în platou, poftiți, vă rog. Corina, să știi că noi, de fapt, nu ne-am pregătit, n-am făcut noi o pregătire așa. Noi ne-am gândit că ar fi frumos să încercăm și treaba asta și să vedem dacă o să vă placă, să vedem dacă ne descurcăm. Tocmai de aia arde curiozitate. Așa, eu îl invit pe Lupu să ia loc și voi treceți la treabă. Ia să vedem, Cornelia Rednic și Ducu Berții. Dai săracă inima mea, săracă inima mea, fostam la doctor Guie, fostam la doctor Guie. Hai, hai, rimă, hai, la mulgerele mă dai. Hai, hai, rimă, hai, la mulgerele mă dai. La doctor și la potică, la doctor și la potică. Și mi-or zis că n-am nimică, și mi-or zis că n-am nimică. Hai, hai, rimă, hai, la mulgerele mă dai. Hai, hai, rimă, hai, la mulgerele mă dai. Poticară șumiosă-s, poticară și mi-a spus, leacuri la irimănus, leacuri la irimănus, leacuri la irimănus, nici la Sighet, nici la Cluj, mă! Hai, hai, rimă, hai, la mulgerele mă dai. Hai, hai, rimă, hai, la mulgerele mă dai. Păi la irimă este un leac, la inimă este un leac, ce te era și omul drag, măi, ce te era și omul drag. La irimă este un țifru, ce-te-era și omul mândru, ce-te-era și omul mândru. Hai, hai, irimă, hai, la mulgerele mă dai. Hai, hai, irimă, hai, la mulgerele. Ce
frumos! Vai, ce frumos! Corina, mulțumim frumos pentru această ocazie și pentru această oportunitate. Eu nu am mai cântat niciodată cu Ducu Berții și mă bucur că astăzi, datorită vouă, s-a întâmplat și sperăm să nu ne lăsăm așa cu una, cu două. Bine, bine! E în regulă. Cornelia, mulțumim frumos! Te invit să-i loc, mulțumesc foarte mult! Și dacă Ducu este deja pe scenă, l-aș invita să ne mai cânte ceva, că prea a fost frumos. Și eventual să îl chemăm și pe Octavian, să-l rugăm să treacă la pian. Așa. Stau și norii în fereastră grei, că n-ai mai privit de-o vreme drept în ochii mei. Dau tristețea mea pe o vorbă care ar mai putea să-mi răspundă la întrebare fără ezita. Să-mi răspundă la întrebare fără ezita. Unde oare, unde am greșit? În tăcere, dacă te-am iubit. Unde oare, unde am greșit? Dacă te-am iubit. Când ai apărut, iubire, drept în calea mea, am crezut că viața toată tu mă vei schimba. De atunci la mine în suflet s-a aprins o stea, azi e singură și așteaptă să mai spui ceva. Azi e singură și așteaptă să mai spui ceva. Unde oare, unde am greșit? În tăcere, dacă te-am iubit. Unde oare, unde am greșit? Dacă te-am iubit. Frazele se rup în două când vreau să-ți vorbesc și repet aceleași gânduri ce mă urmăresc. Dacă-mi vorbe mai e vreme pentru da și nu, nu știu, dar privesc iar locul unde nu ești tu. Nu știu, dar privesc iar locul unde nu ești tu. Unde oare, unde am greșit? În tăcere, dacă te-am iubit. Unde oare, unde am greșit? Dacă te-am iubit.
Mulțumesc foarte mult! Ducu Berții și prietenii, vă mulțumesc foarte mult! Pe Ducu am să-l invit alături de mine pe fotoliu, iar pe prietenii am să-i invit să își tragă sufletul. Măi copii, eu vreau să înțeleg odată și odată cuvintele de la săraca inima mea. Așa. Pentru că niciodată nu le-am înțeles cu totul. Traduceți-mi-le și mie așa, în româna din sud. Păi, ce fără miștouri. Nu, fără miștouri. E vorba de inimă, nu ne batem joc. Nu ne batem joc, nu. Mai ales că... Săraca inima mea... Adică săraca inima mea fosta la doctor, adică până la doctor. Aici e clar. La doctor și la potică. La potică e la farmacie. La farmacie. Zice apotec. Apotecă din germană. Da, zice la potică și mi-o zis că n-am nimică. Da. Poticară, adică farmacistul. Poticară și mi-o spus leacuri la inimă nu-s nici la Sighet, nici la Cluj. Bun. Și nici la București. La aia cu muntele, ceva la no, finalul la, refrenului. La inimă este un leac ce era și omul drag. La inimă este un chidru. Chidru e copacul ăla frumos verde, ce înfrunză primăvara și vara. Cedru, care dintre cedru, miile? Cedru. Cedru. La inimă este un chidru, la nu știu ce e chidru. Ce te rași omul mândru? Mai există, zice, ce te rași omul drag? Mi-o fura mintea din cap, asta dar vară. Dar cum e cu muntele ăla? E la un moment dat, care? E un vers la refren, e un vers. Hai, inimă, ce, hai. Ce la multe... Asta? Multe rele mă dai. Adică mai multe rele dar noi spunem dai. Multe. Multe rele. Eu am înțeles ceva cu munte. Nu. Mă îndemne la multe adevărul rele. Adevărul că multele rele sunt ca un munte. Auzi, adică ceva am nimerit. Și mai există. Mai există și ai hai cu mândra în brață, de-amu până dimineață. Și ai cu mândra în plisă, numai în pole și deschinsă. Ai intrat lupul în acțiune. Acum e clar. O ține până dimineață lucrul. Acum ne spune lucrul cum mi-ar plăcea lui, știi? Domnule, el este un rapsod care creează versuri. Acum nu putem să... Dacă inima așa zice. Tăiați microfonul. Ducule, sigur că vreau să mai aflu despre tine, că în fond tu ești personajul nostru principal, săracul, tu ai vorbit cel mai puțin. Nu-i nimic, avem o să recuperăm, dar bineînțeles. Care, sigur că am să spun o întrebare pe care toată lumea mi-o pune mie. Și totdeauna eu sunt încurcată, că nu știu ce să răspund. Acum, pentru că tu mi-ești prieten, îmi permit să spun aceeași întrebare. Există din repertoriul tău o melodie preferată? Asta e o întrebare grea. Nu. Nu e așa? Nu. Nici toate, în mod egal. În mod egal, dar totuși... E ca la copii, îi iubești pe toți. Una care ți-a purtat noroc, să spunem... Când s-a împărțit norocul, da, mi-a purtat noroc. Aha. Când s-a împărțit norocul, chiar mi-a purtat noroc. Am cântat-o peste mări și țări. Aia este, ăla e lucrul cel mai extraordinar. Să ajungi la capătul pământului și să te trezești și cântă românii de acolo, din Noua Zeelandă, sau Calgary, din Edmonton, de unde vrei tu. Și ei cântă tot cântecul. Extraordinar. Ba mai mult încep să și plângă la un moment dat, fiindcă le da, un dor de casă. Aminte, adu-ne aminte versurile, te rog. Și așa îmi vine câteodată să dau cu cuțitul în piatră. În piatră să iasă foc, dacă în viață n-am noroc. Când s-a împărțit norocul, e un cântec foarte frumos și cântat la noi în Maramureș. Foarte, foarte cântat. E ca un cântec de bază pentru folclor și foarte frumos cum l-a transpus Ducu. Este extraordinar de frumos. Și eu știu că ce-a trăit Ducu atunci când oamenii cântă cu tine melodiile vechi, melodiile noastre de demult, pur și simplu simți că ți se umple inima. Nu ai așa cuvinte este. Să descrii lucrul ăsta. Așa să-i vezi departe, peste mări și țări și că le atât de dor de tot ce are legătură cu acasă. Așa este. Mulțumesc foarte mult, copii. Vă mare doresc drag. În continuare o duminică plăcută. Mulțumim frumos și noi mulțumesc vă dorim... Mulțumesc că ați venit. Succes cu CD-ul. Mulțumim frumos și mulțumesc. Încă o dată îi mulțumim lui Ducu pentru că și-a dorit ca astăzi la emisiunea lui special pentru el să fim și noi invitații cu mare, lui. Mare, mare drag. Mare, mare drag. Vă mulțumesc și eu. Mulțumesc și ne bucurăm că ne aflăm între prietenii tăi. Și al tăi și al lui Corina. Și să ne mai vedem mai des. Să ne ajute Dumnezeu. Cu siguranță că o să ne mai vedem. Doamne ajută. Mulțumesc frumos.
Ducu, ne-ai făcut o zi frumoasă, o duminică frumoasă. Nu mă îndoiesc că sunt în asentimentul telespectatorilor din toată țara și în urma deplasărilor mele din primăvara asta am certitudinea că suntem urmăriți prin satelit în locuri în care nu ne duce gândul și asta e o mare bucurie pentru noi, pentru că reușim să le transmitem un pic de suflet românesc acolo unde se află fiecare și unde ne urmăresc la mare distanță, așa cum ai spus și tu. Așa încât îți mulțumesc pentru fiecare invitat la care te-ai gândit, iar invitații următori chiar au fost o surpriză pentru noi, pentru echipă, că ai ales o formație pe care eu personal o apreciez foarte mult, cu un solist de excepție. O formație care susține muzica interpretată în limba română și promovează în stil propriu muzica de inspirație tradițională. Mai mult decât atât, orchestra este compusă din prieteni de-ai noștri din Moldova, din Republica Moldova, care vin la fiecare concert al formației și performează pentru publicul românesc și, desigur, nu numai. Mă bucur mult și îi întâmpin cu toată dragostea în platou pe Ionuț Ungureanu și Provincialii. Bine ai venit, Ionuț! Bine v-am găsit! Nu, Aline, Aliona! La mulți ani și felicitări! Te pup, Aliona! Bună ziua, bine ați venit! Bine v-am găsit! Bună ziua, bună ziua! Noi gașcă mare, gașcă mare! Poftiți, vă rog, și încă n-am venit toți, încă n-am venit toți! Știu, știu, rămâneți lângă mine, Ionuț și cu Aliona, da. Pentru că până se așează colegii, nu v-am văzut de mult și, Ducuri, te rog să rămâi lângă noi, pentru că pe frumoasa asta am admirat-o. Dă-mi voie să încep cu ea, ladies first, ladies întotdeauna. First, beauties after. A, așa, încep cu Aliona, pe care ultima oară am văzut-o în Bielorusia, unde a reprezentat Republica Moldova cântând Arlechinul lui Pugaciova. Extraordinar, vă spun că eram în juriu. A fost un moment de excepție. Deci a avut pile, din cauza asta a luat premiu acolo. A, așa da. Ai să râzi. Era atât de mare juriu și de important încât, oricum, eu nu puteam ține cu România, trebuia să țin cu normal, cineva, am ținut tot cu România. Păi noștri, așa, așa. Mă bucur să te revăd, frumoasă și talentată și neschimbată. Mulțumesc, Aline. Ionuț, mă bucur că te revăd și pe tine. Și noi ne bucurăm. Din păcate ajungem atât de rar la dumneavoastră, la emisiune, încât, nu știu, când s-a potrivit așa astrele și ne-am dat seama că într-un final o să ajungem la emisiune, am zis, opriți timpul, gata, venim. Uite, eu îți fac o propunere și o invitație, ți-o fac împreună cu toată lumea, în funcție și de programul tău și al băieților, oferă-ne odată o ediție întreagă de Opriți timpul. Cu cea mai mare plăcere și facem o ediție în care să se cânte live, exact cum se întâmplă și astăzi. Și l-am ascultat pe Ducu, jos pălăria. Adică exact așa cum trebuie. Așa cum trebuie. O să-mi facă mare plăcere să te reascult și cu cântecele mai vechi. Cu tot ce cântăm noi, da. Cu invitații, cu muzica noastră folclorică prelucrată în stilul propriu. Să știi, Ionuț, că nu e nimic întâmplător. Eu în ianuarie am fost împreună cu colegii mei la Chișinău, vin des acolo și sunt foarte bine primit. Știm, că sunteți iubiți și acolo. Și spun că nu e nimic întâmplător, că avem mulți prieteni comuni. Și atunci încă nu știam că o să realizăm emisiunea asta, dar le spuneam că m-aș bucura să fim o dată pe scenă împreună. Uite că, da, datorită invitației doamnei Corina, suntem împreună astăzi aici. Toți suntem, de fapt, o mare familie și mă bucur. Ce mi-a făcut în ultima vreme? În ultima vreme, noi am colindat puțin, am fost în Italia la un festival care se numește Sanremo Music Award, unde s-a câștigat un premiu, s-a numit Vocea Internațională. Wow! Da, așa că gașca poate fi felicitată împreună cu mine. Felicitări, vă rog! Mulțumim! Felicitări. Iar datorită și acestui premiu și a muncii noastre din ultimele 6 luni, cred, unde ne-am concentrat pe concerte, în același timp am reușit să ne canalizăm și pe câteva spectacole caritabile, susținem câteva cauze, de aceea cumpărând biletele la concertele caritabile ne ajutați și pe noi să sprijinim aceste cauze, cu atât mai mult cu cât scopul principal rămâne muzica și să putem dărui și noi o mică parte din ceea ce primim de la Dumnezeu.
În cazul ăsta nu mai îmi rămâne decât să te invit să ne cânți, să ne spui ce ne cânți, ce ne cântați. Vă cântăm două piese mai noi de ale noastre, Drumule. Prima este Drumule, care este semnată de un compozitor basarabian, și Vagabond. Nu te uita la mine. Nu, nu mai am zis. Las că te moldovenizăm și pe tine în curând. Deja am învățat prostiile toate, toate le-am învățat. Mergând foarte des la Chișinău, absorbe tot ce este. Prima dată învățăm prostiile, dar important e să le cernem. Și piesa Vagabond, semnată de colegul nostru Alexandru Rotaru, violonistul, care este un creier foarte activ și o minte ilustră și un violonist foarte bun. Nu-mi rămâne decât să vă invit să ne cântați. Eu cu Ducu ne vom retrage să vă admirăm. Doamnelor și domnilor, Ionuț Ungureanu și Provincialii! Pe foaie albă rându, gându, unde voi fi mâine nu mai știu. Sunt și eu un călător care fuge de al său dor. Du-mă, frate, drumul e ușor. Cine te îndrăgește nu se mai oprește. Drumule, mă chem și mă iei și mă duci. Cine te străbate și te ia de frate. Drumule, tristețea-i alungi. Cât de multe am în viață sau puține, sunt și eu un simplu trecător. Fericirea e o femeie ca și pantofi verzi ai. Wow! Am vrut să-i dau un telefon aseară lui Duculeț să îl întreb ce culoare de pantofi prefer? Albaștri, verzi, roșii sau portocalii? Odată o fată mi-a trecut prin vis și mi-a descris micul Paris. Cine m-a pus să mă mărit? Noroc că noi doi suntem celibatari. Așa încât avem aici o bază de celibatari, totuși se întâmplă să zici... Cine m-a pus să mă mărit? Vezi că pătesc cravata. Sunt a ta, eu te-am
mă dai casa. Casă, puci pe scară și-mi dai un ghion. Mă oprești, mă faci mai iute pasul, iar eu merg în urma ta ca un vagabond. Vagabond, naiv, ciudat și zăpăcit. Vagabond, de dragoste orbit. Vagabond, ce vrea să fie adăpostit și după toate. Aștept pe scară, al cavarul prins și chinuit. Dacă-mi dai un ceas în miezul nopții și un zâmbet, baby, voi fi fericit. Sunt doar un vagabond, naiv, ciudat și zăpăcit. Vagabond, de dragoste orbit. Vagabond, ce vrea să fie adăpostit și după toate. Wow, felicitări! Mulțumim! Cu adevărat o muzică antrenantă. Eu de-abia am stat pe fotoliu, Ducu la fel. Foarte frumos, mulțumesc. Abia așteptăm să facem emisiunea în care de să vă cântăm să repertoriu așa cum îl avem noi, structurat și ales cu Știu. Tot dragul. Culmea este că pe unde am fost și anul trecut, am fost pe urmele tale și am auzit numai lucruri bune. Și mi-a făcut suflet. Mare plăcere. Nu mai spun la Focșani. Nu mai vorbim de Focșani. Știți cum e, acasă e cel mai greu sigur să primești da, recenzii sigur. Bune. Fusesem mai... la festivalul Florentin del Mar și am auzit. Un festival senzațional. Un festival, da, da. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim și domnilor să ne revedem cu bine. Felicitări că ai o trupă atât de mare și reușești să găsești cântări pentru toată lumea. Da, e o misiune dificilă, dar eu ți-o spun în calitate de colegă. Dacă nici dumneavoastră nu mai știți. Dacă nici eu n-aș ști, n-ar ști nimeni. E mare lucru. Bravo. Mulțumim frumos încă o dată. Felicitări, de abia aștept să ne vedem. Să rămânem numai bine. La revedere, băieți. La revedere. La revedere, Aliona. Te pup. Doamnelor și domnilor, următorii doi invitați sunt doi buni prieteni de-a lui Ducu Berții. Primul dintre ei este un alt reprezentant de seamă al muzicii folk, bun prieten de-al nostru și de-al dumneavoastră, iar celălalt este gazetar și un important martor din umbră al activității lui Ducu Berții. Vorbim despre Mircea Vintilă și... Alecu Racovicianu! Yeah! Poftiți, vă rog! Bună ziua și bine ați venit! Să rămână! Bună ziua! Vă salut, Alecuțule, bine bună venit! Bună ziua!
După cum știți, lui Mircea Vintilă îi se spune și cioculeț. Așa, nu știm de ce, nu contează. Fulgidenea. Din fulgidenea. Eu vă propun să ne așezăm afară de scaunul roșu, oricare vă aparține. Și bine ați venit! Mircea, îți propun să stai lângă mine aici, ca să te am alături, nu te-am văzut de mult și mă bucur mult să te revăd. Wow, ce pantofi verzi ai! Wow, ce frumos! Să-i dau un telefon aseară lui Duculeț să îl întreb. Ce culoare de pantofi prefer? Albaștri, verzi, roșii sau portocalii? Avem de toate variantele. Da. Important e că te-ai asortat cu primăvara, așa. Mulțumesc mult. Și bă, că ai făcut o nouă formulă de folk cu domnul Alecu Racovicianu. Da. Alecu, hai să spun adevărul. Nu prea obișnuit cu scenele și cu camerele de filmat și m-a rugat să intru cu el, că e un pic timid astăzi. Chiar am și întrebat înainte să venim aici pe... în platou. Și ce piesă cântăm împreună? Cel mai puțin, stați să mă uit acum. Înțeleg din prezentarea primită că sunteți un martor din umbră al întregii cariere a lui Ducu Berții. Nu numai a mea, și a colegilor mei. Bănuiesc. Știe muzica și ce am făcut, ce am creat, nu numai noi, chiar și colegii noștri de peste ocean, care, vorba aceea, sunt cu începuturile muzicii, folk, exact, sau blues sau rock. Sau... Dați-ne niște detalii. Sunt un pasionat de muzică. Sunt un pasionat de muzică, colecționar și un disecător de muzică. Dar până de foarte curând, adică până să mă aduc într-o emisiune de specialitate, îmi țineam relativ ascuns această pasiune. Adică discut cu ei, ascult foarte mult, merg la festivaluri după ei și cred că așa au și apărut bancurile astea, dar ce piesă cântați în seara asta? Noi îl întrebăm, de exemplu, la piese noi sau la albume, cum mi se pare, fiindcă dacă ascultă foarte multă muzică, poate e mai din afară și poate să-ți dea o părere obiectivă. Și până acum mi-au ieșit. Până acum ți-au ieșit, da. Până constructiv pentru noi și ne-a ajutat foarte, foarte mult, Alecu. Dar Ducu mi-a rămas cel mai apropiat pentru că acum destui ani. Chiar vreau să vă întreb, de când urmăriți acest fenomen? Chiar de la apariția lui? Eu de când eram copil, da. De când eram copil urmăresc muzica. Dar Ducu a fost primul față de care am avut curajul să vorbesc despre muzică. Dai seama, eram un pic așa șocat. Cum să-i spun eu lui Ducu Berții, stai bă că înțeleg și eu muzica. Dar... Alecu venind dintr-o zonă jurnalistică în care era specializat pe anchete criminalistice, pe niște lucruri total. Și de acolo a început să-mi spună, uite, chestia... Da, păi 1500 de crime am, pot să spun la activ? Sau sună urât? Dar cam 1500 de crime. Mai lucrați în domeniul criminalistic în continuare? Da. Da. Câteodată când e un caz interesant... îmi sting pipa și ies în stradă, da. Să știți că aveți în fața dumneavoastră un mare iubitor de seriale adevărate criminalistice, inclusiv reconstituirile, da. Mi-ar face plăcere odată să vă întreb niște detalii apropo de cele mai noi seriale de criminalistică din America. Când doriți dumneavoastră, vă dați seama că eu să mă laud câteva zile că am dat mâna cu Corina Chiriac, așa că... Da, și eu, și eu că am dat mâna cu dumneavoastră. Dați-mi voie să-l întreb și pe Mircică ce mai face. Bine, m-am întors... Mai aproape ieri, microfon. M-am întors ieri dintr-un scurt turneu, nu lung turneu, așa cum făceam noi pe vremuri. Și sunt pregătit ca să atacăm. Să atacăm, să nu ne lăsăm. Știți că noi am fost vecini de cartier, ne știm de la 18 ani, în Cotrocin, face da. 17-18 ani. Ne știm și de câte ori mă revăd cu colegi atât de vechi, am așa o clipă de sinceritate, vorba tangoului, și mă bucur că anii nu au trecut degeaba peste noi, că
sunt sănătoși și ei și eu și ne revedem. Ne revedem. Auzi, treci la muncă. Doamnelor și domnilor, bardul național Mircea Vintilă! Noapte sau e zi, mergi întreabă pe Miuzet. Ea le știe pe de rost toate nopțile de post. Haide întreabă pe Miuzet. Odată o fată mi-a trecut prin vis și mi-a descris micul Paris. Pe dată, roșcate zâmbind într-adins, focul din privire, da, mi-a aprins și mi-a stins lunga așteptare ce-o aveam. De mult, de mult așteptam. Și m-a închis în visul ei cu fațete fine de cristal. În vis m-a închis. Anotipuri s-au topit, am de zile desfrunzit, dar Miuzet a dispărut. Într-o zi cu soare mat și cu cerul descuiat, când Miuzet a dispărut. Albastră, o fată mi-a trecut prin vis și mi-a ascuns micul Paris. Și iată cum parcă zâmbind într-adins, zbor de păsări albe, dar ca un vis ea s-a stins. Și nici când eu tine n-oi avea, vreodată nu voi avea. Și acum mă nim amintiri dinspre ochii limpezi ce avea. S-a stins ca un vis. Au trecut grămezi de ani peste aceeași plâns castan și mereu o am în gând. Chipul ei e în cafea, mâna e în mâna mea și mereu am în gând. Mi-a aprins și mi-a stins lunga așteptare ce-o aveam. De mult, de mult așteptam. Și m-a închis în visul ei cu fațete fine de cristal. În vis m-a închis. Mi-a aprins și mi-a stins lunga așteptare ce-o aveam. De mult, de mult așteptam. Și m-a închis în visul ei cu fațete fine de cristal. În vis m-a închis. Mulțumim frumos, Mircică. Mulțumim, scumpule. Eu te rog deocamdată să iei loc. Am cântat la Berăria H cu cât o săptămână sau două înainte să vii tu cu băieții, cu Pasărea Colibri. Eu am fost invitată într-un recital de excepție al Andrei, care a venit cu trupa. Am și repetat pentru asta, am cântat împreună câteva piese și mi-a făcut plăcere că Andra a acceptat să cânte cu mine
titlul celui mai recent album al meu, lansat aici în studio de ziua mea anul trecut, Hai, hai, lângă mine stai. A fost într-adevăr un succes de public, așa încât, profitând de faptul că mulți telespectatori mă întreabă, dar tu de ce nu ne mai cânti în emisie? Eu îi las pe colegii mei de obicei, dar uite, câteodată cred că e cazul să vă aduc și eu aminte de câte o piesă sau alta. Să știi că da. Totuși. Chiar ar trebui. Așa. Pentru lecția de astăzi, pentru că au fost foarte mulți invitați cu multe propuneri colorate, am ales și eu o melodie colorată de pe acest album al meu recent. Mă vor ajuta câțiva balerini de la Juno Dance, cărora deja le mulțumesc. Piesa se numește, apropo de Musette, piesa se numește Cine m-a pus să mă mărit? Noroc că noi doi suntem celibatari. Așa încât avem aici o bază de celibatar, totuși se întâmplă să zici cine m-a pus să mă mărit. Aoleu! Ia să vedem! Vă mulțumesc foarte mult.
Mulțumesc frumos. O parte din baletul Juno Dance. Mulțumesc din suflet. Să nu mă luați în serios, dar știți cum e cu glumele. Întotdeauna undeva există un sâmbure de adevăr. Și dacă aș pune mâna în mâna ta, să simți cum tremur, ai ști de atunci în toată lumea mea, ca un cutremur. Elena, mulțumesc, dragă, mulțumesc. În primul rând, apariția ta este un cutremur întotdeauna. Exact. Vă dau o veste proastă. Fata nu vine cu la pachet cu torturile, nu. Doar prăjiturile. Nu, pentru domnul Vintilă, nu eu. Nu, lăsați. Eu sunt la regim. Și tu, da. Și de-ar fi când va fi iar duminică într-o zi, tu să te gândești la mine. Nopți la rând port în gând chipul tău și ora când am să mă întorc la tine. Avem și noi o surpriză pentru Ducu Berzi. Nu mă îndoiesc că va fi o surpriză plăcută, pentru că este vorba de o artistă extrem de frumoasă, ale cărei apariții sunt atent studiate și foarte bine puse la punct întotdeauna. De curând a lansat un single nou, așa încât ne bucurăm mult că o avem în platou și că îi va face o serenadă muzicală lui Ducu Berzi. Este vorba de frumoasa Elena Gheorghe! Ducu, vino să o întâmpinăm! Vai, frumusețe! Ce mai faceți? Ia uitați-vă aici, o splendoare de fată! Vreau să vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat voie să-i cânt domnului Ducu Berzi, pentru că și eu sunt fan și am crescut cu muzica dânsului și astăzi vreau să-i dedic o piesă care se numește Cutremur. Este o piesă unde... Cutremurătoare! Am încercat să-mi folosesc tot ambitusul și sper să fie pe placul vostru și mai ales al dumneavoastră. Elena, dragă, în primul rând, apariția ta este un cutremur întotdeauna. Exact. Așa încât nu se putea un titlu mai potrivit. Nu se putea un titlu mai potrivit. Eu mă bucur că te văd, te rog să-i spui mămicii tale că o iubesc, ca de obicei, lui Marioara și tăticului tău și mă bucur că... Ești în ce în ce mai frumoasă. Mulțumesc din tot sufletul. După fiecare emisiune a dumneavoastră, să știți că plec chiar așa, cu mai multă încredere în mine, pentru că aveți cuvintele de laudă pentru mine, iar eu mă încarc pozitiv cu chestia asta. Eu nu știu de când îmi vorbești cu dumneavoastră, dar mă rog, asta e lasă. Întotdeauna îmi vine să spun dumneavoastră și după aia mi-aduc aminte că de fapt... Că noi ne tutuim. Așa e. Elena, eu îți doresc mult succes. Sper să ne revedem odată când avem timp mai mult să vorbim. Eu vreau să facem ceva special împreună. O să facem. Și abia aștept să vină, așa. Să vină ocazia. Da, abia aștept. Bravo. Până atunci însă vreau să vă cânt această piesă cu mult, mult drag, pentru că eu am... înregistrat-o cu toată pasiunea mea. Mă bucur, de-abia aștept să o aud. Sper să vă placă. Cutremur.
prinși în transă, prinși în transă. Te rog să-mi spui că iubirea mai are încă o șansă, încă o șansă. Ne-am pierdut și ne-am găsit de atâtea ori prin viață, prin viață. Și dacă aș pune mâine în mâna ta, să simți cum tremur, ai ști de drumci în toată lumea mea, ca un cutremur. Să nu mă stingi acum, te rog, așa cum faci când mă resping și mă atragi. Hai dacă pune mâine în mâna mea, să simți cum tremur. Mulțumesc foarte mult și pentru coreografie! Bravo! Bravo! Veniți încoace să vă aplaudăm cu adevărat Unodance pentru coreografia excepțională! Extraordinar! Extraordinar! Dar cine ar fi putut să înțeleagă mai artistic? Exact decât ei! Bravo! Mulțumesc frumos! Bravo, Elena! Cui aparține piesa? Este o piesă semnată ca Zibo. Da. Eu am mai colaborat cu ei pentru piesa În bucăți. Te felicit și te admir eu pentru tot ce faci. Eu mulțumesc foarte mult, vă pup, vă îmbrățișez. Multă sănătate și mult succes. Să ne și mai ție, aduceți muzică bună. Și să faci lucruri excepționale. Și mă bucur că ai fost alături de noi în această mulțumesc duminică. Mulțumesc din suflet, vă pup. Elena Gheorghe, mulțumesc. Propun să invit din nou pe prietenii și colegii lui Ducu Berții. Poftiți, vă rog, alături de mine să urce pe scenă. Poftiți. Bine ați revenit. Așa. Și am să-l invit pe Ducu să facem schimb de locuri. El are să urce pe scenă, pentru că el e invitatul nostru principal de astăzi. Ce vrei să ne cânți acum, Ducu? Suflet fără chei. E un pic dramatic. A, vă zic că de-aia urmează cine m-a pus să mă mărit. Ok, am înțeles. Bun, doamnelor și domnilor, Ducu Berții și prietenii. Trece toamna, iarna, vara, și-n inimii urcă seara, vântul cântă în neștire peste gleznata subțire. Palma mea în rugăciune peste sânii tăi apune și visez că ești aieve, vas de aur plin cu seve, când de fapt ești amintire, tu și gleznata subțire. Mâna vai pe strune moare și pe tine nu te doare, hei, suflet fără chei. Fără porți și fără ziduri, lași în urmă numai riduri. Trupul tău cu gust de miere luminează în încăpere din alt timp, din altă viață care se destramă în ceață. Doar la mine în cuvinte doarme coapsa ta fierbinte, doar în cântec te mai am, mă raprins lucind în ram,
și mi-e dor și mi-e pustiu și mă întreb dacă sunt viu. Mâna vai pe strune moare și pe tine nu te doare, hei, suflet fără chei. Fără porți și fără ziduri, lași în urmă numai riduri, hei, suflet fără chei. Fără porți și fără ziduri, lași în urmă numai riduri. Nu vine vara, iarna vine, numai tu nu vii la mine. Trupul tău ca o văpaie nu mai intră în odaie. Steaua-mi bate în fereastră, unde-i umbra ta albastră, unde-s pașii tăi cei dragi, sunt imirosind a fragi. Și mi-e fric și mi-e amar și mă chinui în zadar. Mâna vai pe strune moare și pe tine nu te doare, hei, suflet fără chei. Fără porți și fără ziduri, lași în urmă numai riduri, hei, suflet fără chei. Fără porți și fără ziduri, lași în urmă numai riduri, hei, suflet fără chei. Fără porți și fără ziduri, lași în urmă numai riduri. Mulțumesc foarte mult, nu am cuvinte. Îmi place foarte mult muzica ta și te rog să vii lângă mine, pentru că vreau să-l rog și pe Mircea să ne mai cânte ceva. Mulțumesc frumos, Ducuberții. Mulțumesc mult. Să mă atingă, în mână avea o
damă din jocul de moarte, ce parcă viață prindea. Mulțumim frumos, you know dance. Vezi, ți-am adus două dame de pică. Ia uite ce splendide fete ți-am adus, Mircică. Mulțumesc mult de tot. Dragul lui mama. Mulțumesc foarte mult, Mircea. Vreau să-l invit și pe Ducu alături de mine, pentru că împreună o să ne luăm rămas bun de la telespectatori. Nu înainte de a anunța că din partea sponsorului nostru Mobila Dalin, Ducu Berți are un cadou. Un cadou, este vorba de fotoliul acela frumos cu fundă roșie. Mulțumesc care este frumos. Cu adevărat un cadou. Sper că ai unde să-l pui. Da, îi găsesc eu loc. Așa? Mă și gândesc ce o să stea motanul în el. Motanul de la care place să-l lăfăie. Direct rasă? În ăsta să vă aduci. Motan de rasă? Da. Persan, da. Persan. Da, da. Să-ți trăiască. Da. Așa? Și bineînțeles, îți oferim un tort de la cofetăriile Tip Top. Așa? E de bine. Am rugat colega balerina să nu-l aducă în platou, pentru că eu sunt o veșnică dietă, dacă-l văd. Hai totuși să intre tortul, hai totuși, mă fac mai... Și ca dovadă, avem două torturi. Unul l-am pregătit lui Mircică, că e și el copil. Ai văzut? Vă dau o veste proastă, fata nu vine cu la pachet cu torturile, nu? Doar prăjiturile. Nu, pentru domnul Vintilă, nu eu. Nu, lăsați. Eu sunt la regim. Și tu, da? Mulțumesc foarte mult, scumpa mea. Încă o dată mulțumim cofetăriilor Tip Top. Așa. Ei... Ai văzut păcate... vecine? Vecinul meu acum. Ai văzut că nu te-am lăsat fără tortuleț? No, da, bineînțeles. Scuze. Dragii mei, toate lucrurile bune, din păcate, au un final. Eu vreau să mulțumesc tuturor invitaților noștri de astăzi pentru că au trecut pe la noi și ne-au bucurat cu muzica lor și cu prezența lor, desigur. Vreau să-i mulțumesc lui Ducu Berți că a fost... liber în această duminică și ne-a bucurat cu atâta muzică frumoasă. Mersi, Mircică, că ești întotdeauna alături de noi când avem nevoie. Te pup cu drag. Mulțumesc foarte mult. Nu ne despărțim înainte de a te ruga să ne mai cânți ceva și de a da invitație tuturor telespectatorilor noștri să fie pe lungimea de undă a Național TV și duminica viitoare la aceeași oră, ora 14. Ora 2 după masa. Și acum vă las în compania lui Ducu Berți înainte de a vă dori o duminică plăcută în continuare. Ducu Berți și prietenii! Îmi aduc aminte de o poveste veche cu iubirea noastră. Mai știi cum a fost? Ai întinde mâna să fim iar pereche.
depărtarea asta nu mai are rost. Între două zile nu-i decât o noapte, orologiul bate miezul nopții rar. Te visezi frumoasă, tristă și departe, unde să te caut, să te găsesc chiar? Și de-ar fi când va fi iar duminică într-o zi, tu să te gândești la mine. Nopți la rând port în gând chipul tău și ora când am să mă întorc la tine. Ochii tăi mi-acopăr de departe steaua, când în ei mai caut singura de post. Înfioară noaptea, răscolind perdeaua, trec la rând duminici, fără niciun rost. Între două zile nu-i decât o noapte, orologiul bate miezul nopții rar. Te visezi frumoasă, tristă și departe, unde să te caut, să te găsesc chiar? Și de-ar fi când va fi iar duminică într-o zi, tu să te gândești la mine. Nopți la rând port în gând chipul tău și ora când am să mă întorc la tine. Întoarce amintiri uitate, hai spre duminici, să plecăm în doi. Va veni și ziua cea din tâi din toate, inventată parcă numai pentru noi. Între două zile nu-i decât o noapte, orologiul bate miezul nopții rar. Te visezi frumoasă, tristă și departe, unde să te caut, să te găsesc chiar? Și de-ar fi când va fi iar duminică într-o zi, tu să te gândești la mine. Nopți la rând port în gând chipul tău și ora când am să mă întorc la tine. Și de-ar fi când va fi iar duminică într-o zi, tu să te gândești la mine. Nopți la rând port în gând chipul tău și ora când am să mă întorc la tine.